Fondul de Garantare a Asiguraților a încheiat procesul de transfer al dosarelor de daună, al contractelor de asigurare și al bazelor de date de la Societatea de Asigurare Reasigurare Astra, preluând la data de 1 octombrie 2015 un număr de 57.210 de dosare de daună, inclusiv dosare de răscumpărare și 2.046.000 de contracte de asigurare în vigoare. Fondul de Garantare a Asiguraților intră în drepturi și poate face plăți doar după decizia finală a instanței în ceea ce privește falimentul Astra Asigurări, astfel că, din punct de vedere al consumatorului final, nu se vede un beneficiu imediat. Tribunalul București a admis cererea depusă de Autoritatea de Supraveghere Financiară privind intrarea în faliment a societății Astra Asigurări. Consiliul ASF a solicitat la finalul lunii august a acestui an intrarea în faliment a societății Astra Asigurări și a decis retragerea autorizației de funcționare a companiei, aceasta aflându-se în administrare specială. Sunt Silviu Calotă și circulați prudent, nu e vreme de tamponări.